scapă de herpes cu un singur ingredient pe care sigur îl ai acasă. Infecția provoacă ulcerații dureroase ale gurii care pot dispărea cu un singur remediu natural. Aftele reci apar din cauza unui tip de virus și pot provoca răni mici și dureroase, asemănătoare unor bășici. Odată ce există o infecție, rana se poate vindeca, dar virusul rămâne latent în țesutul nervos al feței și reapare ocazional. Acest tip de infecție se răspândește prin contact personal apropiat sau în timp cu o persoană infectată, prin sărut sau prin folosirea în comun a obiectelor care intră în contact cu virusul, prosoape, cănii, tacâmuri. Simptome Inițial apare o senzație de arsură sau furnicături. Poate apărea febră, glande umflate sau durere la înghițire. Apoi apar una sau mai multe bășici, ca o erupție pe buze sau în jurul gurii. Tratament Simptomele pot dispărea de la sine, fără aplicarea unui unguent, în decurs de două săptămâni, dar vă puteți ajuta organismul să se curețe singur de această infecție folosind un dezinfectant natural, usturoiul. Spălați un cățel de usturoi, curățați bine și zdrobiți. Aplicați pasta de usturoi pe un tampon de bumbac și apăsați zona cu herpes. Lăsați să acționeze timp de 10 minute și apoi clătiți cu apă caldă. Dacă herpesul este mare, puteți repeta procesul de mai multe ori sfat, puteți adăuga puțin propolis la usturoiul pisat. Deoarece acest produs apicol are efecte antiinflamatorii. Important, consultați medicul înainte de a încerca această rețetă, mai ales dacă sunteți alergic la oricare dintre aceste două ingrediente.